Bună ziua, stimați oameni buni din Comuna Holboca. Vreau să vă informez un caz total murdar care a avut loc în ședința din 10 septembrie la Comuna Holboca. Tot liberalii, acești oameni blestemați care v-au tăiat pensiile, care v-au luat alocațiile, care și-au bătut joc de profesori, niște oameni care au venit cu pe ușa din spate la Partidul Liberal, cum este Titi Doroftei, s-au opus să filmeze o ședință care să vă informeze pe noastre. Au făcut gargare, că nu e voie, că trebuie să iei aprobarea Consiliului Local și tot așa mai departe. Acest om care nu este cunoscut măcar nici de copiii de mici la Holboca. De asemenea și doamna Steluța Brânză, o femeie care a migrat prin toate partidele din Comuna Holboca, nu va aduce niciun serviciu Comunii Holboca să o cocoțate iarăși pe liste eligibil la Partidul Liberal. Luș Panfil este bun și așa fără acești consilieri murdari și mizerabili. De aceea vă rog, oameni buni, la votul de pe 27 septembrie, eliminați-i de pe lista acești indivizi și pe acești de la ciuma galben, și pe cești la ciuma roșie, și pe cești la ciuma neagră. Este o ciumă neagră acum care vine USR-ul. Feriți-vă de USR-ul, că ăsta e mai periculos decât Iuda. Dați votul Partidului Neamul Românesc.